Să vedeți, să-l topim puțin. Și doi. Așa, cum voi pune aici bezelele mele sau ce cadou vreau să pun pentru copilaș. Ia uitați-l. O să tai ciocolată, să o punem la topit pe baie de abur. Tăiem ciocolata aici în vasul nostru să se topească pe baie de abur. Așa, curge. Și acum vom pune în aceste forme de ou. Eu am 4 ca să facem omuțul nostru. Așa. Să vedem dacă mai e nevoie, mai topim. Și am să iau cu un penson și am să pun așa în interior. Și am să dau așa cu pensonul. Vedeți? Așa. Ciocolata o ținem pe baia de abur ca să nu se întărească. Uitați. Așa, am făcut unul. Ia să-l facem. Am să le dau la congelator să se întărească și după aceea o să le scoatem. Vedeți cum iese? Așa. Hai. Eu am mâinile calde. Vedeți cum a ieșit? Așa, și punem așa aici. Întoarcem forma noastră. Să scoatem și pe a doua. Să puneți să fie un pic mai grosuț, nu foarte subțire, că altfel se rupe. Așa, eu sper că am pus de ajuns. Acestea mici s-au făcut, s-au întărit. Eu am mâinile fierbinți și se topește ciocolata. Oh. Uitați. Așa, ia uitați. Așa. Am încălzit puțin o tigăiță. Și acum ia să facem așa. Să vedem, vedeți? Să-l topim puțin. Și doi. Așa, cum voi pune aici bezelele mele sau ce cadou vreau să pun pentru copilaș. Așa. Și le voi lipi. Ia uitați-l. Ne vedem. Vă pup dulce, o zi frumoasă și multă, multă sănătate vă doresc. Și vă mulțumesc din suflet tuturor. La revedere, pupici!